Ieri, locuitorii din Poienarii de Mușcel au aniversat ediția 2017 a Zilei Comunei, în prezența unor interpreți îndrăgiți ai cântecului popular românesc. Numeroși soliști vocali, diversele orchestre, ansambluri folclorice și colaboratori ai Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung au înveselit publicul prezent la evenimentul organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Poienarii de Mușcel. Atmosfera de sărbătoare a continuat până seara, cu un spectacol susținut de grupul vocal Miorița din Jugur, iar la final, Ziua Comunei Poienarii de Mușcel s-a încheiat cu un foc de artificii.